Despre bani vorbim în continuare, banii pe care guvernanții vor să ne ia din buzunar. În urmă cu puțin timp s-a încheiat ședința coaliției la Palatul Victoria. PSD și PNL au discutat despre majorarea unei taxe și impozite și, foarte important, doamnelor și domnilor, nici pisicuțele dumneavoastră de acasă nu scapă de dorința guvernului de a avea bani mai mulți. Chiar și pentru ele va trebui să cheltuiți în plus. Marina Cioacă ne explică. Te ascultăm, Marina. Bine te-am găsit, Radu, bun găsit, doamnelor și domnilor. S-a încheiat în urmă un scurt timp această întâlnire de lucru pe care Marcel Ciolacu a avut-o cu Nicolae Ciucă, dar și cu ministrul de finanțe, Marcel Boloș, și deja s-au conturat primele măsuri ce vor fi luate de guvern pentru a reduce deficitul. Bineînțeles că vorbim despre majorări de taxe și impozite sau accize mai mari. S-a discutat astăzi despre acel TVA și că țara noastră ar trebui să aibă doar două cote de TVA, 9 și 19%, dar și despre o mulțime de produse pentru care TVA-ul va crește de la 9 la 19%. Cum spuneai și tu, mâncarea pentru animale va avea un TVA mai mare, va crește de la 9 la 19%, dar și pentru produsele bio va crește TVA-ul sau suplimentele alimentare. O plimbare cu barca, de exemplu, va fi mai scumpă, pentru că toate aceste activități considerate de agrement sau domeniul turismului, ei bine, și aici se va aplica un TVA mai mare de la 5 la 9%. Va crește însă și acciza pe tutun sau acciza pe băuturi alcoolice. Acest lucru era deja stabilit. Va crește și TVA-ul pentru toate produsele care conțin zahăr procesat de la 9 la 19%. Deci vedem taxe peste taxe și lista nu este gata, pentru că se discută și despre o taxă pe lux, mai exact 1% din valoarea tuturor acelor clădiri rezidențiale care costă peste 500.000 de euro sau a piscinelor, pentru că aici Partidul Social Democrat și-ar dori ca piscinele să fie și ele impozitate, pentru că sunt considerate un bun de lux. Nu s-a decis în această întâlnire, va mai fi una săptămâna viitoare, însă trebuie să vină de urgență cu aceste măsuri, pentru că cei de la Comisia Europeană sunt extrem de categorici și spun că România trebuie să se încadreze în deficitul asumat de 4,4% din PIB și vedem deja semnalele sunt că vom depăși acest deficit bugetar. Bun, pe parcursul orei vom discuta cu invitații noștri în platou domnul Iulian Surugiu, președinte Partidul Patrioților. Bună ziua, mulțumesc că ați venit la telefon. Bună ziua, domnul... și eu, dar după cum merg treburile nu e bună deloc. Vedem. Florian Bodog, senator PSD. Bună ziua, domnul senator. De asemenea, este cu noi și domnul Bogdan Chiriac. Bună ziua, domnul Chiriac. Bună ziua. Ce spuneți de majorările astea? Nu știu... Rezolvă pisicile gaura aia de la buget, deficitul ăla cu scumpirea priculețului de mâncare? Domnul meu, sunt cele mai nefericite măsuri care fi luată într-o țară aflată în criză în momentul acesta, cu război la graniță. Soluția era reducerea cheltuielilor bugetare uriașe. Uriașe. Și nu majorarea taxelor și impozitelor. Acest lucru va opri activitatea economică. Va opri o bancetini de o manieră sensibilă. Nu este o idee bună. Noi, presa, societatea civilă, ar trebui să încercăm să facem să treacă acest mesaj. Deci nu este o idee bună majorarea de taxe și impozite. Dar dincolo că în general nu sunt idei bune, aici pare, domnule ministru, domnule senator Bodog, și destul de complicat de pus în aplicare. Nu știu, taxa aia de 1% pe casele peste 500.000, păi cine știe? Cine va face un registru național cu toate casele care trec de plafonul ăla? Și mă întreb și câți bani s-au adunat la buget în plus din scumpirea plicului de mâncare pentru pisici sau scumpirea mâncării bio? Așa cum a spus și colega dumneavoastră, toate aceste informații sunt doar discuții pe surse, să spunem. Nu s-a luat nicio decizie, după cum ați aflat și dumneavoastră de la colega dumneavoastră, nu s-a luat nicio decizie în coaliție. E adevărat că se analizează situația economică, se analizează o serie de măsuri, însă
Repet, până în acest moment nu s-a luat nicio decizie. În ceea ce privește valoarea caselor, există această valoare, există, dacă nu mă înșel eu, chiar la notariate. Există un tabel, o chestie de... E valoarea de impozitare, da? Care nu e aceeași cu valoarea de piață. Valoarea de piață, în mod normal, e mult mai mare decât aia de impozitare. Nu cred că asta este o problemă să se aducă la zi, dar, repet, până în momentul de față nu s-a luat nicio decizie. Măsurile dar care aveți un răspuns pentru domnul Chiria, care a pus o problemă cât se poate de serioasă. De ce nu merge guvernul totuși, sau n-a mers guvernul pe varianta reducerii cheltuielor proprii, decât să ne scoată nouă niște bani în plus din buzunar, că din mai încoa ne tot promit? Din ceea ce știu eu, există o ordonanță care reglementează acest lucru, însă efectele acestei ordonanțe, adică reducerea cheltuielor, se vor vedea în buget doar în luna care urmează. De-abia așteptăm să le vedem. Vă rog, domnule Slugiu. Ce mă rugați? Că oamenii ăștia de când au venit la coaliție, asta au făcut, ne-au promis, ne-au mințit, de fapt. Au mințit cu subiect și predicat și s-au jurat în fața legăturilor că urmăresc taxe și impozite. Ultima oară săptămâna trecută. Da? Da. Deci, nu, când au venit, așa au venit, pe fondul acestor declarații. N-au scumpit foarte mult, au pus taxe la facturile de energie și gaz. Da? Plătesc românii de se împrumută de la lună la lună. Domnul senator, credeți-mă că avem prețurile cele mai mari, prețurile cele mai mari din toată Uniunea Europeană și salariile cele mai mici. Acum vin și spun că dacă îți faci o piscină în curte, trebuie să-i dai o taxă, că el mai angajează un bugetar. Da? Despre asta e vorba. Pâinea. Să-și facă și pâinea, bugetarul săptămâna piscină. Asta s-a scumpit, domnul senator. Întrebați pe cel care vă face cumpărăturile. Săptămâna asta pâinea în magazine s-a scumpit. În Germania, litru de lapte 0,60 cenți. 10 ouă proaspete 1 euro. Doamne, în ce lume trăim. Deci nimeni nu-i mai oprește. 200 de secretari de stat. Nu a dat un secretar de stat afară. 1.400.000 de bugetari. Da. Dom'le, cu salarii mari. Și închidem firmele românești și... Până la urmă, și nici nu înțeleg ce vreți să faceți. Îmi pare bun, revenim la discuție. Haideți că au apărut noi imagini de la acele aziluri ilegale.